În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 16, versetul 1. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, împreună rugători din casele dumneavoastră, Hristos a înviat. Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre pomenire, spre aducerea aminte pe unul dintre mucenicii bisericii noastre. Unul dintre mucenicii care a intrat adânc în conștiința poporului nostru și se bucură de o evlavie deosebită. Este vorba de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cel care a avut această tenacitate, acest curaj, această consecvență în dragostea sa față de Hristos, dându-și drept jertfă viața sa. A idoma tuturor martirilor, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe n-a pus nimic mai presus de Hristos. Nici viața lui, nici cariera lui militară, profesională, nici faptul că provenea dintr-o familie cu bun nume, o familie înstărită, nici faptul că era un om inteligent, nimic din toate acestea nu au fost mai esențiale, mai importante pentru Sfântul Mare Mucenic Gheorghe atunci când a trebuit să-și dea viața drept jertfă, ofrandă lui Hristos. Centrul vieții sale îl ocupa Hristos, credința în Hristos. Nimic nu era mai important decât această credință ca expresia dragostei nețărmurite pe care o manifesta față de Hristos. Când în centrul vieții noastre este altcineva decât Hristos, începem să ne chinuim în lumea aceasta. Pentru că nimic nu conferă stabilitate, nimic nu conferă starea aceasta de unitate lăuntrică, stare de echilibru lăuntric, așa cum ni-l dăruiește Hristos. Dacă viața noastră este axată pe cele care sunt și țin de lumea aceasta, indiferent dacă ele sunt nobile sau mai puțin nobile, nu facem altceva decât să decidem prin propria noastră voință să devenim niște ființe care ne clătinăm, ființe nesigure pe sensul vieții noastre. Omul de astăzi se întreabă de ce trăiește în această formă de degringoladă lăuntrică, interioară, spirituală. De ce este atâta instabilitate, atâta nesiguranță? Fără să-și dea seama că în cele mai multe situații cauza este că noi avem drept centru al vieții noastre altceva sau pe altcineva decât Hristos. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cel care a trăit în vremea împăratului Dioclețian, a
Avându-L în centrul vieții sale pe Hristos, nimic nu putea să-L zgâlție, să-L clatine, să-L destabilizeze. Nici măcar atunci când viața Lui era pusă în pericol și știa că și-o va pierde. Nu L-a mișcat absolut nimic. Din statornicia, din această formă de neclintire în credința ca dragoste minunată față de Hristos. Pasajul evanghelic de astăzi este cel care ne dă, aș putea spune, cheia cum am putea noi să rămânem neclintiți în vremuri de instabilitate, în vremuri de nesiguranță. Hristos le încredințează ucenicilor săi la cina cea de taină un cuvânt. Și anume le cere să se iubească între ei. Dacă este dragoste între ucenicii lui Hristos și noi, prin extensie, toți cei care suntem botezați, suntem ucenicii lui Hristos, în sensul larg al cuvântului, dacă este această dragoste, atunci vom putea să izbutim, vom putea să rămânem neclintiți în credința față de Domnul nostru. Dacă nu este dragoste, atunci, așa cum le spune Hristos ucenicilor și nouă implicit celor de astăzi, ne vom poticni în credința noastră. Ne vom sminti. Se va diminua intensitatea și profunzimea credinței noastre până în punctul în care vom deveni oameni care ne îndoim de însuși Hristos. De aceea, cheia pentru a face față prigoană, pentru a face față calomniilor care se aduc credinței, celor care sunt ucenicii lui Hristos, credincioșilor, nouă slujitorilor lui Hristos, pentru a face față acestei prigoane, acestei urii care se manifestă și se năpustește asupra bisericii pe care o formăm împreună, credincioși și slujitori, dacă nu vom avea dragoste, vom cădea din credința noastră. Sunt cuvintele lui Hristos și cuvintele lui Hristos sunt veșnice și au o valabilitate, o aplicabilitate în viața noastră cum nici măcar nu ne putem închipui. Din păcate, noi ne întristăm atunci când suntem calumniați, suntem disprețuiți, bajocoriți, persiflați, ironizați în ceea ce credem noi. Dar ne scapă din vedere și nu avem adânc rădăcinat în mintea, în inima noastră, cuvintele lui Hristos care ne spun că dacă vă urăsc pe voi, să știți că mai întâi pe mine m-a urât. Dacă vă prigonesc pe voi, să știți că și pe mine m-au prigonit, sau dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni, pregătiți-vă de prigoană. Pentru că nu sunteți din lumea aceasta. Că lumea, dacă voi ați fi din ea, ar iubi ceea ce este al ei. Evident că aici sensul de lume nu se referă la modul literal, la lumea în care noi trăim, ci la lumea păcatului. La lumea deformată, la lumea degradată din punct de vedere spiritual, care are drept centru al vieții sale păcatul, murdăria, starea de degradare spirituală. Și evident că atunci când centrul vieții unui om este păcatul, el însuși devine instabil. În limba greacă,
Păcat înseamnă cel care eșuează, nu nimerește ținta, nu reușește să găsească țelul vieții sale. Așa suntem și noi ori de câte ori ne lăsăm prinși în brațele păcatului, cuprinși de păcat învăluiți, de păcat greșim ținta. Greșind ținta, devenim oameni care ne chinuim. Și în viața de familie, în viața de călugăr, o de obște călugărească, când nu este Hristos centrul vieții noastre, ne chinuim. Nimic nu ne place, totul ne nemulțumește, nimeni nu ne poate împlini în niciun fel. Și cât de chinuitor este omul care este permanent nemulțumit. Acest lucru cred că îl trăiesc cu asupra de măsură, mai ales cei din cei căsătoriți, cei care au viață de familie. Să stai lângă un om care este permanent nemulțumit, indiferent ce-i face, și de a fi un sfânt. Este acel om, este o mare povară, o mare greutate de dus, de suportat. Și omul nemulțumit întotdeauna are pretenții de la cel de lângă el, prea puține de la el însuși, în ceea ce privește schimbarea vieții sale. Niciodată nu se vede pe sine în neputințele sale. Niciodată. Este orbit, nu-și vede deficiențele, nu-și vede nedesăvârșirile. Se crede perfect. Nu o spune. Dar atâta timp cât pretinde numai de la cei din jurul său, este clar că undeva în adâncul inimii sale este cuibărită acest gând luciferic de a se crede perfect, de a se crede un om fără niciun fel de cusur. De aceea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cel care ne învață pe fiecare dintre noi că centrul vieții noastre trebuie să fie Hristos. El este cel care ne conferă, ne dăruiește atât unitatea propriei noastre ființe, cât și starea aceasta de stabilitate spirituală, de echilibru, de armonie în relațiile cu cei din jurul nostru. Dacă păcatul devine centrul vieții noastre, atunci toată viața noastră nu este altceva decât fărâmițare, chin și foarte mult dezechilibru. Acest dezechilibru, din păcate, ne caracterizează pe cei mai mulți dintre noi. Harul Învierii lui Hristos, puterea aceasta de a nu pune nimic mai presus de credința în Dumnezeu, așa cum a avut-o Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, să fie cele care ne inspiră pe noi, ne vor ajuta să ne ajute pe noi în drumul spre Împărăția Cerurilor. Amin.